Deși precipitațiile nu vor părăsi în totalitate județul Gorj, vremea se va încălzi vineri și pare că vara intră în drepturi încetul cu încetul. Soarele va străluci, iar temperaturile vor urca până la 28 de grade Celsius, spre după amiază, norii vor reapărea și vor începe scurtele ploi de vară. În Târgu Jiu, vremea va fi călduroasă în prima parte a zilei, iar maxima zilei se va ridica până la 28 de grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile nu vor crește mai mult de 17 grade. În Motru se anunță ploi pe timpul zilei, dar asta nu împiedică soarele să apară pe cer, iar temperaturile se vor ridica până la 29 de grade, ceea ce înseamnă că este mult mai cald decât astăzi. Noaptea, cerul va fi noros, minima fiind de 17 grade Celsius. În Bumbejiu, temperaturile nu vor reuși să treacă de 29 de grade, iar în mare parte a zilei, cerul rămâne parțial noros, iar minima va fi de 17 grade. În Novaci, temperaturile pe timpul nopții nu vor urca mai mult de 17 grade Celsius. În timpul zilei, soarele va străluci cu putere, iar în a doua parte a zilei, cerul va fi noros, vântul va bate, iar temperaturile maxime vor ajunge doar până la 28 de grade Celsius. În Rovinari, vremea va fi caldă și frumoasă până când și aici vor veni ploile. Maxima zilei va fi de 29 de grade, noaptea cerul va fi parțial noros, averse ușoare, iar minima va coborî până la 17 grade.